Zeci de copii din Sighetu Marmației au participat astăzi la un atelier în care au descoperit tainele plantelor medicinale. În mijlocul naturii și într-un cadru de poveste la Muzeul Satului Maramureșan, copiii au învățat despre semnificația plantelor și modul acestora de folosire în cultura populară. Iar dacă tot vine sezonul rece, au pus și de un ceai fierbinte, numai bun de savurat, dar și de învățat. Am avut parte de mai multe ateliere dedicate copiilor în care au învățat despre plante, despre utilitatea plantelor medicinale. Am avut un atelier de preparat siropuri naturale, am preparat un sirop din mentă cu doamna Sencoviș Maria, atelier de ecoprinting prin care copiii au învățat să folosească diferite substanțe obținute din plante în vopsitul pânzei, au colorat, au imprimat desen botanic. Și prin învățare, joc și pictare au descoperit plantele, utilitățile plantelor medicinale, folosirea lor în cadrul și în scopuri medicinale și nu numai. Câți copii au participat la activitate și de la ce școli? La activitatea de astăzi avem peste 50 de copii, de la Colegiul Național Regele Ferdinand și de la Madre Colomba, Fundația Madre Colomba. Astfel de ateliere vor mai continua în perioada următoare? Acestea au fost ultimele ateliere din cadrul proiectului. Am avut și ieri două ateliere în care doamna Maria Popne a vorbit despre plantele medicinale și o doamnă, Pascu Eudochia, o doamnă din Oncești, ne-a povestit despre plantele, cum le știa ea și le folosea în satul Oncești, de unde provine. Precizez că la ateliere, pe lângă doamna Sencoviș Maria, doamna Balea Dana și doamna Catinca Hegeduș au fost cele care au fost coordonatoarele atelierelor de care vă spuneam mai devreme. După ce au văzut cum se face siropul de mentă sau ceaiul din plante culese chiar de ei, copiii au trecut la ecoprinting, pictură și desen. Ne-am întâlnit astăzi la Muzeul Satului ca să folosim din ce ne oferă natura, culorile ei atât de bogate și vaste, să punem un pic pe o pânzătură veche, un cearșaf de la străbunica pe care l-am tăiat și fiecare copil a primit o batistuță și le-am colorat în culori naturale, făcând tinturi din afine, coacăze, struguri, sfeclă roșie și am obținut aceste minunate batistuțe. I-am învățat de plantele numite băbește, buruieni pe care le scoatem, le aruncăm dintre straturi crezând că nu sunt plante benefice. Le-am arătat păpădia, le-am arătat urzica care e foarte benefică, le-am pregătit planșe, le-am explicat cum ar putea să-și facă un ierbar din plante, au desenat și au ales fiecare planta buruiana pe care au considerat că vor să-și o păstreze. Și am făcut și un joc prin care am făcut două echipe în care copiii au trebuit să recunoască mirosul plantelor. S-a distrat toată lumea și a învățat, o recunoscut mirosurile. După prima tură, deja toată lumea știa mirosul la 10 plante. Prima tură nu o recunoscut numai mușețelul și menta, deja la a doua tură o știu toată lumea plantele după miros și se și uitau la ele și le-au recunoscut. De ce credeți că sunt benefici astfel de activități cu copiii? În primul rând, învață că nu doar medicamente, asta e medicină tradițională. De mii de ani s-o folosi și putem să o folosim ca ajutor la medicamentele care le găsim în farmacii. În primul rând, ar trebui să învețe să se trateze și părinții să-și trateze copiii, în primul rând, cu ceaiuri, și după aia să apeleze la antibiotice și la alte remedii care... Și le găsim peste tot, călcăm pe ele și nu știm că ne ajută. Le rupem, le aruncăm și nu știm că sunt benefice și că sunt și gratis. Le găsim gratis doar să le culegem, să le uscăm și să le folosim. Chiar dacă vremea a fost mai mohorâtă, copiii au fost foarte entuziasmați de ateliere. Astăzi am fost aici la Muzeul Satului, unde am omuiat șervețele și am desenat frunze medicinale și am mirosit. Am făcut concursuri să vedem cine miroase mai bine și am fost aici și am văzut. Aici la Muzeul Satului este foarte frumos. Care activitate ți-a plăcut cel mai mult? Atunci când am văzut cum făcea siropul și am făcut șervețelele colorate. O să consumi și tu de acum ceaiuri bazate pe plante naturale? Da.
Astăzi m-am dus la Muzeul Satului și am pictat materiale cu diferite culori. După ne-am jucat și am băut ceai, sirop. Ți-a plăcut activitatea de astăzi? Da, este cea mai tare. Dacă a fi să mut casa, m-aș muta aici. Azi la Muzeul Satului am pictat și am văzut cum se face ceaiul din plante naturale. A fost prima dată când ai văzut? Da. Și cum ți s-a părut? Foarte frumos, aș mai repeta experiența asta pe toată viața. Ai gustat ceaiul? Da, e foarte bun. O să consum și tu de acum numai ceaiul natural? Da. V-a plăcut la muzeu? Da! Atelierele fac parte din proiectul de gust de leac de descântec, câștigat de Muzeul Marambureșan și finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Obiectivul principal este valorificarea credințelor și a superstițiilor legate de culegerea și întrebuințarea plantelor de leac. Proiectul, pe lângă atelierele de care vorbeam, va avea o expoziție, tot în incinta Muzeului Satului Maramureșan, o expoziție dedicată plantelor medicinale. Va avea un circuit, să spunem așa, turistic, despre plante care cu indicii ne va duce dintr-un loc spre un alt loc în care veți descoperi mai multe informații despre plantele medicinale. Pe lângă expoziție vom avea și o broșură cu plantele medicinale, pentru că în acest proiect, să precizez, că am avut cercetare de teren în mai multe localități din Maramureș, de pe diferite voi ale Maramureșului istoric. În urma cercetărilor am identificat foarte multe lucruri, am aflat foarte multe lucruri despre beneficiile plantelor care cresc în natură. Pe lângă ateliere și ce va rămâne, să spunem așa, în urma acestui proiect, va fi inclusiv o alee senzorială în care s-au folosit doar materiale vegetale, o potecă și o alee pe care o puteți folosi și o puteau folosi toți cei dornici de anumite senzații și de a-și găsi simțurile în ceea ce privește consistența și, să spunem așa, plantelor, ceea ce ține de plantele naturale. Și de arbori și tot ce este. Deci veți găsi, veți simți, să spunem așa, pășind, veți avea diferite senzații. Unde va fi amenajată această alee? Tot în incinta Muzeului Satului, undeva la intrarea în Muzeul Satului, pe partea dreaptă.